Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la noua ediție specială de Revelion. Eu nici mai știu în ce an suntem, dar preconizez că am fi în 2023, imediat 2023 ne bate la ușă. Eu sunt Dacian Codreanu și ca de fiecare dată alături de mine este superbă mea colegă Aurica Plonta, pe care vreau să o salut în această minunată seară. Bună seara, Aurica! Bună seara, Dacian! Îți mulțumesc că ești și în această seară specială alături de noi, alături de Norvest TV, de toți telespectatorii. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ați fost alături de noi pe toată durata anului 2022, care peste câteva ore se va încheia și vom intra într-un an nou nouț. Nu mai zice mai acum un an mai bun, că toți anii au fost buni până acum, în afară de unul singur, unul și jumătate. Însă hai să nu mai răscolim trecutul, ci să încercăm să le garantăm telespectatorilor noștri că în această seară au motive serioase să stea în fața micilor ecrane alături de noi, pentru că le-am pregătit un program foarte, foarte special, ca de fiecare dată. De altfel, astăzi ne vor călca pragul foarte, foarte mulți artiști, atât locali, cât și din alte regiuni ale țării. Din alte județe, doamnelor și domnilor, nu a fost la Norvest TV de aproximativ un an, se pierde, nu știe să vorbească, s-a pierdut. Am fost, dar n-ai fost tu acolo. Haideți să nu o mai lungim, doamnelor și domnilor, în această seară, primul nostru... Sunt curios cine urmează. Cine e primul nostru invitat sau prima noastră invitată, pentru că de fiecare dată dacă nu începem cu o invitată nu ne merge bine pe tot parcursul filmărilor, așa că am decis ca în această seară să avem o primă invitată foarte dragă mie de altfel. Domnilor și domnilor, alături de noi vine acum doamna Maria Petca Poptean. Să rămână, doamna Maria! Bună seara! Veniți aici. Bună seara și bine v-am găsit! Scuze-mă că am intrat prin față, da? Nu face nimic. Bună seara și vreau să spun și eu tuturor un an nou cu bucurii, cu fericire și la mulți ani tuturor românilor și tuturor oriunde s-ar afla, tuturor oamenilor, că știți cum e, după vremurile astea grele trebuie să ne bucurăm. Exact, și până la urmă oamenii suntem toți așa, dar mulți ani tuturor oamenilor. Doamna Maria, oare ce ne veți cânta astăzi? Ați păstrat repertoriul dumneavoastră specific sau ați venit cu ceva noutăți? Nu, eu păstrez repertoriul meu specific a zonii țării Oașului, că dacă nu l-aduc eu, atunci cine? Că nu te văd pe tine să vii să cânți zona mea. Așa că eu am venit cu zona mea, fiecare cu ale lui. Așa mi se pare corect. Vocea în halul ăla. Și cum mai bine vă las pe dumneavoastră să cântați ceva specific zonei Oașului. Nu vă mai ținem mult de vorbă, așa că vă vom lăsa să cântați. Doamnelor și domnilor, doamna Maria Petca Poptean. Lasă!
lăsam pedeapse, nu te lăsam pedeapse și răsare. Mai e sus și mai jos ca tine dus.
lume cu oșanca, nu te lume cu oșa, nu te da mai bine cu oșanca, mă. De nu ți-i puni merinde cu oșanca, nici așa de noi si cocondie, mă. Rupe-mă! Cu oșanca, nici așa de noi si cocondie, mă. Hai, țurai! Oșa nu, oșa rămâne, oșa nu, oșa rămâne. Oriunde se duce în lume, oriunde se duce în lume, nu-și lasă traiul și portul, nu-și lasă straița și tropul. Morține cu sărcare, oșănie, ia mețară. Rupe-mă! De morține cu sărcare, România, ia mețară. Hai, țurai, dă-ți oșenii portugaci, dă-ți oșenii portugaci. Moștenirii de la caci, moștenirii de la caci, oșanca, pindileu, ca șăport, neamul meu, mă. Arcă, mă! Și oșanca, pindileu, ca șăport, neamul meu, mă. Hai, turai, eu mi-s sfată de sugruie, eu mi-s sfată de sugruie. Oșancă ca mine, nu-i oșancă ca mine, nu-i pe valet șoțului, în țara orașului, pe valet șoțului, în țara orașului. Doamna Maria Petca Povdean, de aceea sunteți aici, atmosfera, așa ne place noi, nouă să începem emisiunile astea speciale de Revelion. Și dacă nu cu doamna Maria, cu cine să fi început? Ia uite, energie de la bun început. Vă mulțumim foarte mult, doamna Maria, pentru aceste trei cântece și sperăm că aceste cântece au ajuns acolo unde trebuie să ajungă. Și eu vă mulțumesc tare frumos și trebuie cu energie pentru că e seara de Revelion și trebuie să ne petrecem așa în forță, să fie frumos, să fie vesel tot anul. Și un an nou fericit și la mulți ani la toată lumea! Așa să fie! Mulțumim foarte mult, doamna Maria! Și eu vă mulțumesc! Să știți că vă mai așteptăm și cu altă ocazie în platourile noastre de filmare. O să vă iau acum puțin microfonul și o să vă invit să luați loc acolo alături de colegi. Eu vă conduc la masă, îl las pe Dacian, știți că îi place să povestească mult și... În sfârșit am rămas și eu fără Aurica pentru prima dată în această emisiune, doamnelor și domnilor. Vreau să vă spun că în continuare avem o invitată care abia așteaptă să termine poveștile acolo în spate și să-și îi place, povestitoare, da, mai tare decât mine. Și să-și îndrepte atenția înspre noi, pentru că urmează să o invităm în platoul nostru. Cine altcineva? Cine să fie? Oare cine o fi? Vine din Tătărăști? Vine din Tătărăști. O cunoaște tot Sătmaru. Anul trecut a venit direct la filmări de la tăiat de porc și apreciem că ne-a dus șoric. Dar vă seamă, anul ăsta porcul a rămas în cotez netăiat pentru lasă că tu porcul. Șoricul nu este prezent alături de noi la filmări. Doamnelor și domnilor, în continuare alături de noi vine doamna Angela Munteanu. Haideți, doamna Angela! Aici între noi. Bună seara, vă rog frumos, Dacian se ocupă de invitați în această seară, eu doar sunt cu prezența. Eu mă ocup de invitate.
Bună seara și bine v-am găsit pe voi în special, dar și pe telespectatorii noștri care acum seara sărbătoresc, stau la masă, mănâncă, beau și-și urează la mulți ani. Exact, și chefuiesc, că asta se face în noaptea de rând. Bineînțeles, dar bineînțeles. Auzi, în legătură cu porcul. Nu e năcă și... Explicațiile. Explicație, bineînțeles că m-ai provocat. Să vii acasă, că nu te-ai dat maștoriță, dar și-o capă de cărnați. Doamna Angela, nu faceți propuneri indecente, vă rog frumos, pentru că de aceea tocmai ce am mai pus 2 kg de la Crăciun până în această sfântă zi de final de an, 31 decembrie. Haideți să lăsăm așa. Spuneți-ne... Eu zic că nu te năcă, zic că ești măritată și poți să mănânci așa că și nu te... Pe mine nu se pune. Dar invitația tot o să vă accept, doamna Angela. Dar normal, unde se poate merge și a mâncat pe gratis și a bea tot așa. Nu mai faceți pofte, doamna Angela, mai bine spuneți-mi cu ce ați venit azi la noi, cu ce gânduri, cu ce intenții. Hei, am venit cu niște gânduri foarte bune ca să transmit tuturor și vouă în deosebire la mulți ani, multă sănătate, un nou an plin de bucurii, de împliniri și tot ceea ce aveți în gândul vostru în noaptea să vi se împlinească. Doamne, ferește să se împlinească tot ce avem noi în gândul nostru, doamna Angela. Nu ne urați așa ceva, că e periculoasă această urare, dar vă mulțumim oricum pentru urare. Mulțumim. Eu în continuare vreau să le fac telespectatorilor noștri un cadou muzical din partea dumneavoastră, așadar, doamnelor și domnilor, în continuare pentru noi și pentru dumneavoastră, doamna Angela Munteanu. Da.
la 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 la, numai bună e de drăguț, la la la. Băghița-i din altul sat, la 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 la, vine seara la țucat, la 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 la, și m-așteaptă la ușiță, la 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 la, ca să-mi dea dulce guriță, la la la. Și m-așteaptă la ușiță, la 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 la, ca să-mi dea dulce guriță, la la la. La 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 la, să te vadă părinții, la 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 la, dacă tu vrei mapeți, la 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 la. Băghiță ești jucat, la 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 la, la măicuța îi plăcea mai, la la la, și de lucruță pe plac, la 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 la. Tata e hidrat, la 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 la, inginerei grătistii, la 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 la, avere tu faceți, la 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 la. Doamna Angela Munteanu, dar ce tare vă mulțumim că ne-ați cântat aceste piese. Să știți că noi ne-am distrat acolo în spate, în timp ce ne-ați cântat. Bă, de ce crezi că ți-am cântat? Că să joci acolo și să te molătești. Să încălziți un pic atmosfera. Nu, jucat, el o mințit, nu o juca. Stați liniștit, tăt la șoricul dumneitalii o stat gândul, dar nu-i nimic. N-am ce să fac, tăt la șoricul dumneitalii mi-e gândul, doamna Angela. Auzi, eu vă aștept pe tăți la mine. După ce facem terminăm o masă copioasă, așa ca și între prieteni și pentru colegi. Mine sunt coverți, vă rog frumos, iale cu brânză. În sfârșit cineva care vrea să ne cinstească și pe noi. Doamna Angela Munteanu, vă mulțumim foarte mult. Și să știți că o să dăm timpul un pic pe fast forward, ca să terminăm mai repede filmările astea, să putem să ajungem la dumneavoastră cât mai repede la masa copioasă. Dar înainte de toate vrem să vă mulțumim că ați fost astăzi aici alături de noi. Vă mulțumesc și eu și vă aștept cu tot dragul oricând și la orice oră. Deci nu-i problemă că mă trezesc și noaptea, dacă e cazul, pentru prieteni ca voi, pregătesc orice. Vă mulțumim din suflet. Bugăie rău, că el mănâncă mult. Mulțumim, doamna Angela, înghețata rămâne la Dacian. Vă conduc acolo lângă doamna Maria Petca Poptean. Doamna Maria Petca se grăbea. Zicea către mine, care e mărs, nu știu unde. Măi, de când a venit ăsta la taclale, da? Doamna Maria! No. Dar tot timpul ăștia care se grăbesc au timp de povești într-un an. Știi de ce se grăbesc? Ca să pot o povesti mai mult! Exact! No. Nu-i nimic! Și noi ne grăbim să-l invităm alături de noi pe următorul invitat. De data asta e invitat, în sfârșit, spre deliciul doamnelor și domnișoarelor. Primul invitat din această seară alături de noi. El se numește Viorel Pop și vrem să-l invităm aici, în mijlocul nostru. Hai, Viorel! Viorele, nu știu, să te las pe mijloc, să te las pe margine, rămâi tu acolo unde ești. No, bună seara și bine v-am găsit! Și eu mă grăbesc că n-am gătat poveștile cu doamna Maria. Așa, pac seama, mu se adună și doamna Angela. Toată lumea e grăbită, v-ați ales și clubul grăbiților. Plus că începe distracția și la noi, nu? Exact, imediat îi descos oamenii la dans, nu-i așa? Venim să vă cântăm, să vă urăm tot binele din lume. S-o urat deja, nu s-o urat, că-s de prime. Cu an nou, fericit, bun, liniște, pace. Nu s-o dat încă tot binele din lume, mai este mai loc este pentru bine în lume. No, să vin asupra de noastră. Viorel, hai un pic aici lângă mine, că vreau să-ți analizez un pic portul popular un pic mai. Dar uite, văd că ai o grămadă de roșu, o grămadă de galben și o grămadă de albastru pe tine. Este din Turți, mă! De unde ești tu și de-a cui ești tu? După poreclă, te rog frumos. Din Turți îți dea lui Indreșanu. Așa. Și dacă mă cauți din Batar, îți dea lui Tămășucă. Am înțeles. Deci tu ești de mai mult orașe. Eu sunt din patru sate. Tu ești din patru sate. Turți, Batarți, pe mine i-am mutat la Cioncești de o vreme bună. Așa. Și am eu m-am mutat la Satu Mare. Și domiciliul tău în Budeletină e în Satu Mare. Satu Mare. Patru sate. Deocamdată, dar devii peste 2-3 ani, poate mă găsiți înapoi în țara voastră. Viorel, cine cânti astăzi?
Băi, uite, astăzi vreau să surprind, telespectatorii. Că de-aia te-am întrebat, știi? Da, mai da. Văzut și echipa da, ta, da, altfel. Ideea e felul următor. Am o foarte mare reclamă prin zonă că, băi, de ori nu mă ușenește cântă. Deși nu știu de unde ați aflat chestia asta, dar nu când nu mă ușenește. E, nu-i chiar așa. Deși sperii la anumite, evenimente, când nu, mai ales ajung în zone noi, nu am zis că am o ați spus-o. Zic că am o tătă sara, nu mă ușenește, bă, când nu știu cum îți juca după mine. Dacă stau oamenii să uită așa? Trebuie să le spunem telespectatorilor, eu trebuie să dezvălui un secret legat de tine, doamnelor și domnilor. Viorel este printre puține artiști din satul mare pe care cel puțin eu îi cunosc, care cântă vorba aceea, de toate pentru toți. Deci mie mi s-a făcut părul măciucă, ca să zic așa, în urmă cu... Piele de găină. Piele de găină, ca și la doamna Andra. În urmă cu, nu știu, 2-3 ani, când ai venit tu la emisiunea noastră de Revelion, îmbrăcat în costum, cravată, tot și ne-ai cântat evergreen-uri de alea românești, tangouri și valsuri. Ce frumos ne-ai surprins tu atunci și pun pare eu că și acum o să ne surprinzi cu ce ne-ai pregătit pentru astăzi. Bă, e ceva special, ce n-am mai venit de Revelion mai ales, dar având în vedere că melodia e proaspăt scoasă din cuptor de 1 decembrie, am lansat-o pe piață, eu zic că trebuie să fim români, nu numai de 1 decembrie, așa că... Hai să românizăm un pic cântecul aici la noi în platou, pentru că 1 decembrie nici nu e atât de departe de data de 31 da. Decembrie. Doamnelor și domnilor, în continuare, pentru noi și pentru dumneavoastră, Viorel Pop! Așa, cât de frumoasă-i țărișoara mea. De la străbuni te-am moștenit așa, cât de frumoasă-i țărișoara mea. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici eu ca să mor aș vrea, trăiască România mea. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici eu ca să mor aș vrea, trăiască România mea. Au trai ușor, dar poartă al tău dor, că-și țara mamă ei nu au uitat. Au trai ușor, dar poartă al tău dor, că-și țara mamă ei nu au uitat. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici eu ca să mor aș vrea, trăiască România mea. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici eu ca să mor aș vrea, trăiască România mea. Ăsta-i pământul meu, românul i-a ajutat de Dumnezeu. Și dacă e greu, ăsta-i pământul meu,
Românul i-a ajutat de Dumnezeu. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici și-o casă mor aș vrea, trăiască România mea. Ăsta-i pământul românesc, eu aici vreau să trăiesc. Aici eu casă mor aș vrea, trăiască România mea. Capul mă doare, da la da la da la da. Ai la 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 la, așa zice lumea-n sat, că-i muri și-o-i mere în iad, da la da la da la da. Ai la 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 la, de unde știu oamenii, unde-i me când-o-i muri, da la da la da la da. Dă-mi, Doamne, cât o-i trăi, glasul să poți curi, da la da la da la da. Ai la 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 la, dă, Doamne, până ce mor, să le cânt oamenilor, da la da la da la da. Ai la 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 la, zâm mai tare ce te rașu, să răsune tătoașu, da la da la da la da. Ai la 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 la, să răsune și țara, când oșa nu a striga, da la da la da la da. Răsune n-a sfințit, că oșa nu n-a murit, da la da la da la da. Ai la 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 la, oșa nu-i sub cetere, tropote și țăpure, da la da la da la da. Oșa nu-i sub cetere, tropote și țăpure, da la da 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 la da, da la da la da la da da. Acest imn al oașului, așa cum îmi place mie să îl numesc. N-ai văzut acolo echipa de la sunet din spate, nu l-ai văzut tu pe Mateiul nostru care e la butoane, ce fain bătea acolo din mijloc. Și Codruț, Codruț, el care bate acolo de Țăpurește, dacă tot am amintit de echipa. Auzi, stai, stai, stai. Dacă nu eram la început, le aduceam și o pălincă. Dar mă zic că dacă viu cu pălinca, nu știu cum mai ies filmările, mai bine am zis că lasă că bem la anul. Pălinca mai încolo, sucul de prune mai încolo, pentru că deocamdată avem treabă cu ei. Pălinca avem totuși, să știi, Viorel, te aștept acolo în spate, avem o pălincuță foarte, foarte bună. Mulțumim colaboratorilor și partenerilor Norvest TV, care se asigură tot timpul să nu ne lipsească nimic pe masa de Revelion, de Crăciun, de așa mai departe. Avem și bucate alese de la Crama Rustic, dăm voie să le mulțumesc. Codruț Ciobanu, ca să știi, Codruț Cioban, DJ Ciobanu, Codre. Fără în U. Așa, DJ Codre. Lasă că l-a mai botezat unul Codrea, DJ Codrea. DJ Codre, să știți că este în sala mare de la Esedra, a dat doar o fugă, a auzit cântece de prin țara oașului și nu s-a putut răbda. Mulțumim, Codruț! Codruț, du-te că ai zis că vii mai târziu, lasă-l pe Matei acum să lucreze. Totodată, dacă tot vorbim și de echipă, că am uitat de la bun început, că am avut emoții. Vrem să mulțumim pentru găzduire sălii Monte Carlo din complexul Esedra, din cadrul complexului Esedra, și totodată vrem să le mulțumim și celor care ne filmează și ne fotografiază astăzi. Azi la camerele de filmat sunt Liviu și Bogdan
Și avem echipă nouă, iar cei nouă. Care se ocupă de foto este Călin Tătar Events. Călin Tătar cu pozele colorate. Nu face nimic, noi le mulțumim, vă mulțumim din suflet, dragii noștri colegi. Viorel, eu știu că tu te duci acum seara când la pensiunea Lina din Călinești, Oaș. Da, da. Așa. Suntem prezenți la treabă, așa că vă las. Du-te că aperitivul e pe masă, oamenii te așteaptă, îți mulțumim că ai pășit pe la noi. Mai vin și altă dată să aveți și voi spor la treabă noaptea asta. Mulțumim. Și la anul care vine să ne vedem tot cu bine. V-am pupat. Doamne, mulțumim. Un an nou fericit și prosper îți dorim și ție. Doamne, mulțumim lui Viorel. Hai un pic mai în față. Tot timpul el vorbește. I-am zis că poate să vorbească, dar exagerează. În cele ce urmează, după cum am mulțumit noi partenerilor noștri, colaboratorilor Norvest TV, încă o dată mulțumim pentru găzduire Complexe Sedra, Sala Monte Carlo. Pe această cale mulțumim și brutăriei Daniel pentru că ne-a dus cozonaci, pâine pe vatră, avem pălincuță. Păi avem unde? De la... Eu nu i-am văzut. Taci odată. De la Crama Rustic avem cele mai alese bucate, aperitive, tot ce se poate. Unde-s bucatele? Uite, le-am acolo-s bucatele. Le-am ascuns de mine. Da, știu. Liviu, te rog frumos, camera pe primul nasture de la sacou colegului nostru Dacian. O să vedeți că de la Crăciun încoace nu se mai închide sacou. Nu știu cine este de vină, 100% Crama Rustic are o parte din vină, iar brutăria Daniel are cealaltă parte. Deci facem 50-50, nu este vina mea. Și apetitul meu culinar este de vină pentru acest borduhan. Dar acum eu văd spune-mi că cine se... urmează. Urmează să-i mulțumesc, stai că ai uitat de prietenul meu, de Alex. Eu vreau să mulțumesc și celor de la Amparo. Mulțumim, Amparo! Pentru tot sprijinul acordat. Da, acum o să-ți dau ție legătura, Aurica, să ne spui cine urmează, pentru că eu habar n-am cine urmează, programul e la tine. Eu atâta am băgat de seamă că o domnișoară foarte simpatică și cred eu foarte talentată se pregătește să vină în platou alături de noi. Știu că am făcut cunoștință, dar eu de emoții i-am uitat numele și aici o să apelez la bunăvoința ta să mă ajuți. Doamnelor și domnilor, în această seară frumoasă vine alături de noi Sara Nistor. Eu știam că o cheamă Sara Nistor, dar vreau să te pun pe tine la grea încercare. Sara, bine ai venit alături de noi. Bună seara tuturor și bine v-am găsit. Ești cam timidă astăzi. Prima dată alături de noi? Nu, am fost. Ai fost amnezie? Are amnezie, iartă. Amnezie, de la Crăciun îi se trage. Sara, ce ne vei cânta? Sunt două melodii din repertoriul meu propriu pe care le vă voi prezenta astăzi seară. Te așteptăm să le auzim. Hai să nu mai întrebăm multe. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, Sara Nistor! Sara Nistor, hai să ascultăm! La 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 la
e la e la, și cu gura le pot spune la e la 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 la. Dar nu-i bai că nu am strune la 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 e la e la, și cu gura le pot spune la e la 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 la. De la inimă cu dor la 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 e la e la, să le cânt oamenilor la e la 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 la. Și ce tiera bine și e la e la 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 la. Tanța este amni dragnie la 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 e la e la. Și ce tiera bine și e la e la 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 la. Mi-a zice să mă vârtesc la 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 e la e la. După dansul codrenesc la e la 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 la. Ia tu mai mândru la 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 noi încotru la 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 la. Gheață e un an vară,
Mă, copchile, am zis să apeși stand-by-ul când intrăm noi aici, nu? Trebuie să-l iertăm, are emoții când a văzut-o sunetistul nostru, Matei Pesara. Mă lasă pe mine fără voce, dar pe mine mă lasă fără voce. Nu-i nimic, uite, Sara, ai făcut o primă impresie bună în această seară. O să vă fac cunoștință cu Matei un pic mai încolo. Ia să vedem dacă... Da, ție ți-o pornind microfonul. Sara, foarte frumos, ne-ai cântat, te felicit. Sara, vreau să îți lansez o mică provocare. Eu nu l-a ascultat. Am sperat din tot sufletul ca Aurica nu o să aibă timp să intre în cadrul ăsta. Sara, spune-i de unde ești, ca să te lasă în pace, în momentul în care îi spui. Vin de pe acolo, de pe unde vine și Aurica, din Vetiș. Din Vetiș? E din Vetiș. Nu, și de ce ar trebui să mă sperie lucrul ăsta? Că nu prea vine la noi, stă liniștită. Îți mulțumim, Sara, îți dorim sărbători frumoase. Stai așa, mulțumesc. Sara, înainte să ne dorești și noi sărbători frumoase, vreau să te las pe tine să-l prezinți pe următorul tău coleg care o să vină alături de noi. Ia, știi de ce? Pentru că nu știe cine urmează. Ba da, știu cine urmează. Matei, dacă vrei să guști cea mai bună pălincă din județ, când mă uit la tine, să-i tai piuitul lui Dacian. Ok? Hai să facem o probă. Mai avem două. Bun, nu funcționează. Înainte. Funcționează ăsta. Vreau să le urez telespectatorilor un an nou plin de bucurii și de împliniri. Foarte frumos din partea ta. Bun, acum să te văd cum îl prezinți pe colegul tău. Iar următorul meu invitat este, al lor invitat, este un băiat foarte talentat. Este prietenul meu, Bogdan Bota. Bogdanel, vino alături de noi. Bogdan, bună seara, bine ai venit la noi. Vino aici mai... așa. Te rog să rămâi, Sara, aici alături de noi. Auzi tu, știi cum... ai auzit cum l-a prezentat? Da, sigur. Prietenul. Bunul meu prieten. Bun. Haideți să dau eu din casă. Ei sunt iubiți. A, da? Da. Matei, s-a terminat, nu mai trebuie să-ți fac cunoștință cu Sara. S-o prezint eu, dar este iubita lui Bogdan Bota, un alt instrumentist desăvârșit de la noi. Bogdane, 100% ne vei încânta cu instrumentul normal, tău fermecat. De pe zona Codrului, nu? Da, din Soconzăl. Din Soconzăl? Da. Mă duce, mă... Hai cu trompeta mai aproape, cu taragotul. Uite, facem așa, eu cu Sara mergem, că am văzut că sunt acolo băieții de la ansamblu Chatera. Noi mergem să vorbim cu ei până când ne va încânta Bogdan Bota. Așa, vin și eu cu voi. Bogdan, dăm și mie microfonul, te lăsăm aici. Doamnelor și domnilor, Bogdan Bota pentru dumneavoastră în continuare. Thank you.
Și-am diri-di-di-di-di-di-da. Vezi că te duci pe zona Moldovei, nu-i bine. Asta e din Soconzăl. Ok, whatever. Corect? Da, da. Eu nu am un punct foarte în ceea ce privește partea tradițională a muzicii, dar mă străduiesc. Să vede și să aude. Să vede și Aurica, că e alături de noi. În schimb, acum, pentru tine, am o scurtă ghicitoare pe care, nu știu, am lansat-o așa în fiecare an celor tineri. Ce e? Bă, nu mai șopti, mă, Aurica, te rog frumos, nu-i mai șopti invitatului. Ce începe cu P și e foarte, foarte scurtă. Așadar, rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate!